România marchează o nouă bornă în cadrul campaniei de vaccinare. Țara noastră a depășit pragul de 2 milioane de oameni vaccinați cu ambele doze. Peste 66.500 de persoane au fost imunizate în ultimele 24 de ore, conform datelor furnizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea. În total, 3,3 milioane de oameni au fost vaccinați cu cel puțin o doză de la începutul campaniei.